Era un adevărat scandal. Una dintre proaspetele mămici plângea și totul era din cauza că unul dintre gemenii ei a decedat. Teodora considera că vina le aparține totalitate angajaților medicali. Atunci când la ea a venit soțul, el a impus să plece la medic. Află ce s-a întâmplat cu băiețelul meu. Sunt convinsă că el a supraviețuit, iar pe mine mă duc pur și simplu de nas. Victor a mers la medic, însă acela doar a dat din mâini. Îmi pare rău, dar primul German a decedat. Noi am făcut tot ce am putut, dar măcar am reușit să salvăm pe al doilea copil. Bărbatul a fost nevoit să creadă acest adevăr, întrucât el nu avea suspiciuni întemeiate pentru a-i vinui angajații medicali în neglijență. El din nou a venit la soția sa. Eu nu știu ce idee ți-ai băgat în cap, dar medicul nu minte. Teodora, trebuie să ne consolăm cu asta și să trăim mai departe. După aceasta, Victor a coborât la etajul unde l-așteptau părinții. Prima a început a vorbi mama. Presimt că acolo este un scandal uriaș. Iată ce, fiule, tu trebuie să o liniștești pe soția ta. Ea și așa este bine îngrijită. Noi doar nu pentru nimic achităm conducerii spitalului bani suplimentari. Ciotul cu referire la partea financiară a sunat prea direct. Mamă, încep din nou? Puteți să nu achizi nimic. Nimeni nu te-a rugat. Victor a plecat la mașină, iar Irina continua să riposteze. Iată așa, faci bine pentru ei și oricum nu vezi nicio mulțumire. Soțul femeii s-a uitat la ea și a împins-o într-o parte. Ajunge deja, singură ești de vină. Asta tu ai inventat cum să lipsești de o povară suplimentară. Irina s-a uitat la el și i-a șoptit. Ai grijă să nu te scapi cu vorba. Eu te cunosc bine. Noi am făcut totul corect. Băiatul nostru nu este obligat să-și pună pe umeri o povară grea de dus, iar Teodora este fericită să nască. Deloc nu se gândește la viitor, de parcă Victor e dator să o întrețină. Fiul ei desigur n-a auzit această convorbire. În caz contrar, situația putea să se schimbe radical. Părinții la fel au urcat în mașină. Du-ne acasă, iar singur întoarce-te la soție. Ea are nevoie de susținere, iar tu trebuie să fii aproape de ea. Dacă veți avea nevoie de ceva, poți să ne suni. Peste o oră și jumătate, Irina și soțul ei erau deja acasă, iar Victor s-a întors la maternitate. El a mai discutat încă o dată cu angajații medicali, cel puțin cu acei care erau la tură, și ei într-o voce susțineau că nașterea a fost dificilă și un copil într-adevăr nu a supraviețuit. Lui s-a permis să comunice cu soția. Teodora, aceasta este soarta. Nimeni nu este asigurat împotriva ei. Crede-mă, va trece timpul, tu te vei liniști și noi iarăși vom veni aici pentru încă un bebeluș. Pentru nimic în lume! Eu nu mai vreau să nasc. Locul meu nu este aici. Peste câteva zile să-mi aduci lucrurile mele personale, iar până atunci poți să nu apar pe aici. De frică să nu înfurie pe soția sa, Victor a decis să înoriște și timp de două zile n-a venit pe la ea. El cu grijă pregătea camera pentru copil. N-a îndrăznit să le ceară părinților ajutor, întrucât ei erau super ocupați. El voia singur să impresioneze pe Teodora. În ziua indicată, el a venit la maternitate și a adus lucrurile personale. Medicul șef nu voia să o externeze, însă Teodora era de neînduplecat. Ea a ieșit pe ușa centrală. Victor a luat copilul și a ajutat-o pe soție să meargă până la mașină. Pe parcursul întregului drum, femeia tăcea, de parcă și-a folosit toate cuvintele în maternitate. Victor voia să vorbească cu ea, dar ea doar se întorcea. În sfârșit, când au ajuns și trebuia să urce în apartament, soția i-a transmis copilul soțului. Carol, ajunge să te relaxezi. Te-ai obișnuit să arunci totul pe seama mea. Victor n-a înțeles despre ce ea vorbea, dar s-a gândit că este o criză obișnuită. Ajungând acasă, Teodora în primul rând a intrat în baie. Vreau să mă spăl acest miros de spital. Nu suport mirosul medicamentelor. Soțul a pus pe copil pe fotoliu și a desfăcut plicul nou-născutului. Bebelușul se uita la el cu ochișorii săi mici, ce aveau forma unor mărgele, de parcă el îl analiza și îl memora. El a zâmbit spontan și Victor a înțeles că a avut loc prima cunoștință. Peste 10 minute a venit Teodora. Ce? L-ai analizat? Am observat că și el seamănă cu tine ca două picături de apă. Iar primul copil cu siguranță a moștenit ceva de la mine. Dar despre asta eu deja nu voi mai afla nimic. Pentru că părinților tale trebuie să mă aducă, anume în această maternitate. Eu știu că ei au achitat angajaților medicali. Victor a început să-i scuze pe părinți.
ea a vrut să fie mai bine, iar tu în totul găsești momente de reproș. Din contra, trebuie să te bucuri că mama și tata au grijă de tine. Teodora a zâmbit. Acuși o să sar de bucurie, dar voi nu veți vedea asta. Ei vor vedea copilul doar atunci când eu le voi permite. Apoi ea i-a dat de înțeles soțului să o lase în pace. Victor a telefonat pe părinți și programa pentru mâine o întâlnire cu ei. Dar n-a reușit el cu bine să pună receptorul când a venit un mesaj de la sora sa, cu rugăminte să vină la ea în ospeție. Uitându-se la soția sa, Victor observa că ea se află în așa o stare. Slab se crede că ea va ieși la contact cu el în zilele apropiate. Dar dacă așa stă totul, el n-avea de ce să se închidă în sine. De curând, el din nou era îmbrăcat. Fără a-și lua la revedere, s-a urcat în mașină și a plecat. Stella nu iubea explicațiile lungi, dar a fost nevoită să-l asculte pe fratele său. Eu am aflat totul de la medic. El nu are de ce să mă mintă, dar Teodora nu crede și încearcă să găsească vinovații ai acestui deces. Eu te înțeleg, tu ai nimerit într-o capcană, dar încearcă să explici soției tale că nimic nu este pierdut și voi veți mai avea copii. De fapt, despre ce îi vorbesc acum? Teodora nu este pregătită să facă așa fapte. Atunci, pur și simplu ajută-o, ai grijă de ea. Cu timpul durerea se va micșora și viața voastră se va întoarce la linia inițială. Victor a crezut-o pe Stella, dar în același timp a adăugat. Eu și așa fac multe, pur și simplu ea nu le observă. Nici măcar nu m-a laudat pentru faptul că am pregătit de unul singur camera copilului, iar cu părinții deloc n-a să se discute. Se crea impresia că fratele și sora alungau de la sine toate problemele și nu observau ce se întâmplă în jur. Părinții lor nu erau atât de pufoși pe cât păreau la prima vedere, însă Victor și Stella nu știau asta. Cu timpul ochii lor se vor deschide și adevărul care va ieși la iveală se va asemăna cu un dezastru. Sora a dat posibilitate să spună tot ce are pe suflet, iar apoi a adăugat. Nu te deranja tare dacă observi că nimic nu se primește. Acum Teodora se află într-o stare deplorabilă. Lasă-o să se odihnească. Principalul copilul să fie îngrijit. Bine, mă duc acasă. Am o inimă rea. Îmi fac griji că soția nu va rezista și va face vreo șmecherie, a spus Victor. Stella l-a petrecut. Privind în urma lui, se gândea că fratelui ei acum îi este mai greu decât de obicei. Victor se gândea că Teodora putea să facă ceva, însă totul era liniștit. Ea se dea întinsă pe fotoliu, iar alături de ea se afla fiul lor micuț. Ce? Încerci să fugi de probleme? Crezi că din cauza tragediei voi ieși pe fereastră? Să vă comite altceva? Păi să nu vă așteptați. Eu am decis că voi trăi spre ciuda tuturor dușmanilor mei. Iar tu dacă vrei ca familia noastră să fie liniște, încetează să le ceri sfaturi rudelor. Ei și înainte de asta doar încurcau, iar de acum încolo, în mod special, vor pune bețe în roate. De atunci au trecut 3 ani. Pe fiul lor Dumitru l-au dat la grădiniță, iar Teodor în sfârșit a reușit să iasă la serviciu. Victor spera că aflarea în semnul colectivului iubit o vor strage de la gândurile triste, dar soția nu numai s-a restabilit, dar a început să-și arate caracterul. Acum soțul nu se putea simți pe deplin capul familiei și totul din cauza că ei câștigau sume de bani practic identice. Într-o zi Victor a întrebat-o pe soția sa, ce vrei să obții? Vrei ca eu să devin un soț ascultător? Scuze, dar eu am părerea mea personală și tu trebuie să ții cont de ea. Soția a fluturat de mână spre el. Eu n-am observat cum tu iei supra ta responsabilitate. De mult a încetat să le ceri sfaturi părinților. Era greu de crezut, însă moartea unui copil n-a reușit să o pună la pământ pe această femeie. Teodora, din contra, s-a întărit pe plan emoțional. Da, mie mi-este greu să mă gândesc la copil. În fiecare zi duc la grădiniță, pe când singur mă amintesc despre al doilea bebeluș. Victor voia să o compătimească, dar ea s-a ferit. Nu trebuie. Mai bine spune-le ceva drăguț părinților tăi. Ei nu mai așteaptă ca tu să le permiți lor să preia controlul. După aceste cuvinte, soțul a plecat la bucătărie, de unde continua să asculte văitările emoționale. Pe suflet îl zgâria pisicile, pentru că în mare parte, Teodora avea dreptate. Victor observa că părinții, în mod special mama, încercau din răsputeri să se bage în familia lor. Peste câteva zile, ei au fost nevoiți să se întâlnească și Irina a început să adreseze întrebările sale. Vrei să ne zici că nu va fi nevoie să ne cerem permisiune de la Teodora pentru a vedea pe nepotul nostru? Fiul și-a plecat capul, simțindu-se vinovat. Da, anume așa.
Plus la aceasta, vouă vă este interzis să veniți în ospeție, fără de împrătâmbinare. Eu am încercat să discut cu ei pe tema aceasta, dar ea s-a înfuriat. Mama a simțit un șoc profund. Este o provocare? Noi atât de mult am ajutat pe Teodora la maternitate, iar acum se primește că am devenit străin pentru nepot. Victor de parcă se ruga pentru a primi o scutire. Mamă, de câte ori trebuie să-ți repet că tu nu trebuie să te ridici mai sus decât toți? Este stupid, pentru că așa tu te îndepărtezi de familia noastră. Fiul avea dreptate și părinții trebuiau să înțeleagă asta. Atunci când Victor a plecat, Irina s-a uitat din nou straniu la soțul său. Acesta este doar începutul. Mă tem să-mi imaginez ce va fi mai departe. Planul nostru a eșuat și Teodora n-a căzut în depresie. Nu știu cum se vor descurca, dar sper că adevărul să nu iasă la iveală. Victor a venit acasă, fiind într-o stare deprimată. Le-am zis totul, dar se pare că cuvintele mele nu s-au soldat cu niciun efect. Parcă am vorbit cu un perete. La ce te așteptai din partea lor? Amintește-ți cât de mult am suportat reproșurile lor și asta doar din cauza că între noi nu există o dependență. Am impresia că părinții tăi în mod special doresc să ne impună nouă părerea lor. Teodora avea dreptate. Încă înainte anunțe să ceocni cu străduințele Irinei de a învăța cum era corect să trăiască și numai implicarea mamei sale a făcut-o pe rudă să renunțe. Soacra nu pur și simplu mergea cu capul pe sus. Ea se considera a fi o persoană inteligentă și, după părerea ei, toți cei care nu erau în stare să formuleze un răspuns constructiv, automat se clasau în rândurile țăranelor. Teodora n-a acceptat nici aceasta și soacra decis să-i ruineze cu totul viața ei familiară. Dar ea n-a luat în calcul faptul că și un singur copil este în stare să încălzească inima maternă. De ce Irina s-a dovedit a fi o femeie fără de emoții? Poate din cauza că Victor era educat de către bunica sa, iar mama în acel timp își construia o carieră. Treptat durerea s-a calmat și Teodora tot mai rar își mintea de evenimentele triste. Într-o zi, la inospeție a venit o prietenă școlară. Salut! Atât de mult ai slăbit? Așa a funcționat asupra ta stresul? Eu țin dietă, dar nimic nu mă ajută. Lasă prostiile, este genetic. Dar dacă serios vorbind, nu este suficient să ții doar o singură dietă. Trebuie să depui și efort fizic. Tu te-ai ridicat la etajul 3 și te sufoși deja. Așa că ia în calcul asta. Valentina s-a așezat în fotoliu și i-a răspuns. Mai pe scurt, am nevoie de urgență de un antrenor. Apropo, cum se simte Dumitru? El este la curent cu faptul că fratele lui a decedat? Sau voi decide să nu-i spuneți nimic? Pentru Teodora acest subiect era dureros, însă ea a răspuns. Noi ne gândim că dacă va apărea o necesitate majoră, noi vom deschide adevărul. Dar deocamdată nu văd niciun motiv care m-ar face să pășesc spre sinceritate. Încă peste un an, toate evenimentele grele s-au șters din memorie. Cel puțin soții preferau să nu vorbească despre ele. Victor era fericit că soția nu-l critică din nimicuri. Dar la fel cum s-au înțeles mai devreme, părinții soțului nu erau invitați prea des la ei în ospeție. Datorită acestui aspect, între ei s-a început o neînțelegere și soacră mereu o tăchina telefonic. Ea voia nespus de mult să-l vadă pe nepotul său, dar care este sensul? Teodora îi refuza categoric. Dumneavoastră și așa are pe cale să distrugeți familia. Soțul dumneavoastră merge pe sticle. Oare poate fi vorba despre sentimentele umane? Eu nu aveam să vă interzic să vă vedeți cu Dumitru, dar sunt convinsă că dumneavoastră veți încerca să-l programați împotriva noastră. Septele spus că Teodora i-a indicat socrei sale unde era de fapt locul ei și în același timp a dat-o cu nasul în greșeli. Într-o zi a decis să vorbească cu soțul. Recent m-am întâlnit cu prietena mea și ea mi-a scos la iveală câteva temeri. Nu te gândi că eu cred în toate prostiile, dar eu personal am verificat cuvintele ei pe internet. Și într-adevăr, gemenii care au fost despărțiți se simt reciproc. Ești în toate mințile? Unul dintre gemeni a murit și Dumitru nu poate să-l simtă. Teodora s-a așezat alături și a întrebat. Atunci explică-mi, de ce fiul se interesa dacă el n-a avut un frate? Această noutate era anxioasă. Nu putea un copil mic să cunoască adevărul. Dar ce dacă între ei într-adevăr există o legătură? Dacă acest lucru se întâmplă, înseamnă că copilul lor este viu. Victor nu putea admite acest gând. Evident, trebuie să credem în minuni, dar ele nu există în viață. Trebuie să înțelegi, Dumitru s-a plictisit, de aceea crede că poate avea un frate. Mulți copii în copilărie denumesc jucăriile cu nume omenești. Teodora a dat din cap. Da, cred că ai dreptate. Copiii deseori confruntă visele cu realitatea.
Principalul până la școală se treacă. Cu timpul se va primi că va aduce în casă prietenii săi și va prezenta ca pe frați. Spre surprindere, dar Dumitru nu pur și simplu visa. La nivelul subconștientului, el simțea că nu este singur pe această lume. El încerca să-i ducă mamei ideea că trebuie să înceapă să-l caute pe al doilea frate. Într-o zi, Teodora a mers să le pe fiul de la grădiniță. Educătoarea a luat-o de mână și a tras-o într-o parte. Știți că copilul dumneavoastră și-a găsit o rudă? Despre ce vorbiți? S-a mirat Teodora. În acel moment a apărut Dumitru și a dus în urma sa un băiețel. Iată, mamă, acesta este fratele meu. Eu așa îl numesc. Mama a fost nevoită să-și ceară scuze. Îmi pare rău, fiul meu are fantezii. Teodora l-a îmbrăcat în grabă și l-a scos afară. Acolo i s-a întors spre el și i-a zis: reține, tu nu ai un frate, ești unicul la părinți. Dacă vrei, tatăl îți va confirma cuvintele mele. Când au ajuns acasă, Victor a ascultat-o pe soția sa și a zis: nici nu știu ce să spun. Dumitru, ești unicul nostru copil și noi vom face totul pentru ca tu să locuiești în confort și să nu duci lipsă de nimic. Printr-un miracol, vestea că băiețelul și-a găsit un frate imaginar a ajuns la urechile bunicii Irina. Ea s-a îngrijorat și s-a flăcărat, de parcă era un vulcan gata de erupție. Nu înțeleg nimic, eu am prevăzut totul. Acel cuplu mi-a promis că nimeni nu va afla. Chiar o dat garanție că se vor muta cu trai în alt oraș. Irina rotea aceste gânduri în capul său și spera că totul va rămâne în secret. Se apropia timpul în care Dumitru urma să plece la școală și Teodora își făcea griji că acolo băiețelul va continua căutările sale. Se temea că cu timpul de acest copil se va interesa psihologul. Pentru a elimina toate consecințele posibile, mama a decis din timp să viziteze un specialist. Medicul a ascultat-o atent și a dat un răspuns succint. Toate fricile dumneavoastră sunt întemeiate pe baza faptului că fiul dumneavoastră își caută un frate. Gândiți-vă, de ce el face asta? Cel mai probabil este o legătură directă dintre el și gemenul decedat. În experiența mea am întâlnit cazuri excepționale, dar după aceasta copiii își găseau a doua jumătate. Vrei să-mi sugerați ideea că primul meu copil este viu? Medicul a strâns din umeri. Nu pot să afirm nimic. Ea și-a împărtășit suspiciunile sale cu soțul. Doar imaginează-ți, ce mi-a zis acel psiholog? Eu înțeleg că el trebuie cumva să calmeze pacientul, dar nu prin așa metode. Victor a luat-o de mână și i-a zis: pe mine la fel m-au vizitat gânduri identice, datorită analizei diverselor cazuri în care gemenii peste ceva timp se găseau unul pe altul. Și tu te îndrepți în acea direcție? De ce tu te vorbesc despre gemeni? Atâția ani eu încerc să înăbușim mine suferința cauzată de durere insuportabilă, iar voi din nou vreți să mă împingeți în depresie. Ba nu, sunt niște prostii. Tu singura mea la psiholog, tu ai simțit nevoie să cauți adevărul. Într-un moment dat, soția a obosit. Ajunge, nu trebuie să răscolim trecutul. Acum îl avem pe Dumitru. Iată pentru cine trebuie să ne facem griji. Victor a înțeles că soția s-a luat în mâini și a început să preia controlul asupra situației. Spre seară, pe el a telefonat mama. Fiule, eu sunt la curent cu ceea ce se întâmplă cu nepotul meu. Mi se pare că este vorba despre fantezii copilărești. Înspărând adânc, fiul a răspuns: mamă, noi și fără ajutorul tău am clarificat totul. Ai vrut să întreb ceva? Sau de nou de ce să-mi citești lecții? Femeii nu i-a plăcut acea abordare. Înainte, te comportai față de mama ta cu mai multă stimă, iar acum când Teodora a devenit stăpână pe mintea ta, a uitat cu totul de noi. Bărbatul a înțeles că mama lui nu poate fi convinsă și pur și simplu a pus receptorul. El nu voie să clarifice cu ea relațiile. Acum în familia lor există probleme mult mai serioase. Dacă ele nu vor fi soluționate, cearta cu părinții va părea a fi niște floricele. Clarificarea relațiilor cu părinții îi obosea enorm și soțul a propus că în perioada preșcolară să plece împreună la o pensiune. Teodora a acceptat, în special datorită faptului că nu s-a odihnit de mult timp. Sper că în lunile rămase, situația se va schimba și noi nu vom fi nevoi să rușim în fața profesorilor, a zis Teodora. Victor la fel prefera să creadă în asta. În totalitate sunt de partea ta, însă ai în vedere, mama oricum nu ne va lăsa în pace. Pensiunea, într-adevăr, era ca din poveste. Camerele erau spațioase. Lor le-au găsit un apartament special pentru toată familia.
ceea ce ține de distracție și de mâncare, totul s-a dovedit a fi la același nivel ca peste hotare. Dumitru era impresionat și niciodată în acel timp n-a încercat să găsească pe fratele său. Din contra, a făcut cunoștință cu alți copii și zile întregi singuri își găseau ocupație. Odată, pe Victor l-a telefonat sora lui. Ascultă, eu am fost la părinți și mi se pare că mama mereu încearcă să-i închidă gura tatălui. Eu am început a discuta despre familia voastră și el a vrut să-mi spună ceva și brusc a fost întrerupt. E atât de straniu, mai ales că mama înainte nu-și permitea să facă așa ceva. Comportamentul mamei sale lui Victor la fel îi se părea a fi straniu. În acel moment, Teodor a auzit conversația lor. Cine te-a sunat? Bărbatul a răspuns că sora sa. Stella spune că tatălui nu se permite să adauge un cuvânt. Ea voia să vorbească cu el, iar mama mereu închidea gura. Soția i-a zâmbit. Suspectam că mama ta duce o viață dublă, iar acum că noi am interes să vină pe la noi, în general a sărit de pe fix. Victor nu voia să coboare la nivelul insultelor și înjură soției pe viitor să nu se exprime așa. După discuția aceasta, soția singură a decis să telefoneze pe Stella. Femeia a fost plăcut surprinsă. Atât de mult timp m-a ignorat, iar acum singur de ce să ieși la contact. Bine, spune ce ai vrut. Desigur, Teodor a întrebat-o despre ultima discuție cu Victor. Soțul mi-a dat înțeles că tu te afli în ceartă cu mama ta. Eu n-aș numi eu ca fiind o ceartă, dar am anumite pretenții. Am fost nevoită să-mi pun cuvântul pentru tata. El a ajuns cu totul să fie dependent de influența ei. Și avea să fi fost ok dacă aceasta ține de partea financiară. Atunci avea să fi fost un alt tip de discuție. Aici totul se rezumă la sentimentele și atitudinea umană. După aceasta, el a discutat pe diverse subiecte. Teodora se lăuda că soțul i-a ales cea mai bună pensiune. Ei îi plăcea să se afle acolo, iar cel mai important era că copilul se odihnea. Atunci când a auzit despre Dumitru, Stella a exclamat. Anume despre copilul tău mergea vorba atunci când mama l-a oprit pe tata, la jumătate de cuvânt. El vrea să-mi spună ceva, dar nu i-a permis. În capul Teodorei s-a născut gândul că socrul pur și simplu vrea să-și vadă nepotul și a decis prin intermediul fiicei să ajungă la familia ei. Însă Stella nu i-a confirmat suspiciunile. Nu cred. Dacă tata ar fi vrut asta, avea să-mi zică direct. El nu are rețineri cu privire la această întrebare. Nici măcar privirea mamei nu este în stare să-l oprească. Atunci când veți reveni de la odihnă, nu vom mai discuta încă o dată pe acest subiect. Teodora a fost de acord cu Stella. În special pentru că ea la fel voia să afle totul. Pe ea o interesa numai comportamentul soacrei sale, ci și starea nervoasă a socrului. Victor l-a dus pe Dumitru de la parcul de distracții. Gata, noi ne-am distrat. Fiul a zis că pe el îl așteaptă un prieten și eu n-am îndrăznit să-l rețin. Teodora, arăți straniu. S-a întâmplat ceva? Femeia se gândea dacă se merita să-i spună soțului adevărul și a înțeles că Victor nu merita să fie ținut în neștiință. El a rugat să se apropie și i-a arătat spre ultimul apel. Vezi? Acesta este numărul surorii tale. Eu am comunicat cu ea. Îți imaginezi? Mă fac ca tatăl tău. A vrut să-i comunice o informație prețioasă despre familia noastră. Nu ți se pare straniu? Poate veni timpul să vorbim cu mama ta. Victor a zis că ar fi mai bine să mai aștepte. Să grăbesc situația înseamnă a pierde detalii importante. Aceasta a fost cea mai bine gândită decizie. Și soții n-au încercat să grăbească evenimentele, dar soarta hotărâ totul în locul lor. După vacanța lor de la pensiune, rămânea mai puțin de o săptămână pentru pregătirile școlare. Teodora cumpăra chestii legate de școală pentru Dumitru, în timp ce el își făcea griji. Mamă, eu nu știu ce mă așteaptă acolo, dar sper că voi putea găsi prieteni buni. A trecut o săptămână. De dimineață soții l-au dus pe copilul său la școală. El urma să asiste la primul careu școlar din viața sa. Părinții au venit mai aproape pentru a vedea totul și n-au omit nimic. Soția l-a lovit pe Victor și i-a zis: privește! Înainte se află un băiețel foarte asemănător cu Dumitru. Să mergem, să încercăm să facem cunoștință cu el. Peste un minut soția se afla în spatele celui copil. Alături de el se afla o mamă ce arăta foarte respectabilă. Uitându-se mai bine, Teodora a realizat că acel copil nu pur și simplu se asemăna foarte mult cu fiul ei, ci era reflexia lui exactă. Găsind un moment potrivit, el a luat pe copil și pe mama acestuia într-un loc liniștit. Acolo s-a aflat că copilul nu era al ei biologic, ci era adoptat. Mai bine zis, ea nu l-a născut și nici actele de adopție nu a întocmit. Pur și simplu, a devenit mama lui.
iar peste câteva zile, toate firele de ață au dus spre Irina. Ea, prin lacrimi, ruga să nu judece aspru. Eu doar am vrut să-i ușurez viața fiului meu. Victor s-a uitat la ea și a răspuns: Bravo, mamă! Tu i-ai stricat toată soarta nepotului tău. Eu nu vreau să te mai văd în ochi. Sper că pe viitor nu vor mai apărea surprize. Ținând cont de faptul că băiețelul, mult timp a crescut în alta familie, Teodora a fost nevoită să depună un efort enorm pentru a te reîntoarce în familie. Acum Dumitru și fratele lui erau împreună, însă ei încă urmează să se cunoască din nou și să se acomodeze unul cu celălalt. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă v-a plăcut istorioara, vă rog mult să mă susțineți cu un like și să vă scrieți părerile în comentarii. Seara minunată vă doresc și noapte liniștită! Pe curând! Pa, pa!